Bună seara și bine v-am regăsit! Continuăm seria dezbaterilor electorale Te Votez la ProTV cu alți trei candidați înscriși în cursa pentru alegerile anticipate din 11 iulie. Vorbim despre trei candidați care sunt pe listele a trei partide. Știm cu toții că avem tocmai 23 de partide înscrise în această cursă. Așadar, dați-mi voie să-i prezint în această seară pe domnul Denis Ulanov, candidat Partidul Șor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și pe domnul Vlad Bătrâncea, candidat Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Din clipă în clipă îl așteptăm aici pe domnul Igor Grosu, candidat Partidul Acțiune și Solidaritate. Îi vom spune bun venit atunci când va fi aici la noi în studio. Până atunci, dați-mi voie să vă aduc la cunoștință regulile de desfășurare a emisiunii. Aveți în total 12 minute pentru a răspunde la întrebări și un minut la final pentru a vă adresa alegătorilor. Aveți posibilitatea să vă adresați întrebări și să oferiți răspunsuri într-o rundă de dezbatere între domniile voastre. Pentru această rundă aveți 4 minute. În rest, pentru fiecare întrebare aveți răspuns un minut. Vă rog să respectați acest timp. Dar dacă nu folosim întrebare, timpul poate fi consumat pentru alt subiect. Dacă nu aveți întrebări pentru... Da. Aș dori ca să aveți întrebări pentru că era în regulamentul de desfășurare a dezbaterii. Dacă rămâne timp, el deja înseamnă că se anulează. Nu se anulează. Nu vă luăm niciun minut, dar aș dori, dacă e posibil, ca să aveți întrebări între domniile voastre. Așadar, sigur că în cazul în care un candidat din vina sa nu participă la dezbaterile oferite, minutele oferite gratuit de către ProTV nu le folosește, acest timp nu mai poate fi folosit ulterior. Așadar, vă rog să trecem la treabă. Începem cu materialul de prezentare a Partidului Șor, material realizat de către colegii de la Radio Europa Liberă. Până atunci însă vreau să mai fac încă o precizare. Pentru prima dată, partenerii noștri în realizarea acestor dezbateri sunt, pe lângă Europa Liberă, Promolex, Newsmaker, Anticorupție.md. Haideți să vedem materialul. Partidul Șor a fost înființat în 1998 cu denumirea Mișcarea Social-Politică Ravnopravie. Până în 2016 a fost condusă de consilierul municipal pro-rus din Chișinău, Valeri Climenco, după care a fost preluată de Ilan Șor, postul manager al băncii de stat BEM, Banca de Economie, devalizată în 2014. Șor a fost condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare, în acest caz de rezonanță. El consideră că este inculpat pe nedrept. Dosarul său a încremenit în instanțe, fapt ce ar demonstra impunitatea și complicitatea justiției, potrivit mai multor experți și chiar diplomații europeni. În localele din 2015, Ilan Șor, reținut și pus sub acuzare în dosarul fraudei bancare, reușește să fie eliberat din arest pentru a face campanie. A câștigat primăria Orhei din primul tur cu peste 60%. Formațiunii se reproșează frecvent organizarea de acțiuni populiste, concerte la care se împărțeau gratuit alimente și întreținerea rețelei de magazine sociale, care ar urmări fidelizarea alegătorilor și racolarea de noi susținători în schimbul pachetelor alimentare ieftine. Doar o relație specială a liderului cu cei care controlează instituțiile statului l-a ferit de eventuale sancțiuni. Alegerile din 2019 propulsează partidul lui Ilan Șor în Parlament cu 7 mandate. Pe lângă Șor, alți 4 deputați au fost lipsiți de imunitate și puși sub învinuire în dosarul fraude bancare și concesionarea aeroportului Chișinău. Cei vizați resping acuzațiile. Ilan Șor a plecat din țară în aceeași zi cu liderul democraților Vladimir Plahotniuc în iunie 2019, zi în care Partidul Democrat a renunțat să se mai țină de putere și a recunoscut noua majoritate și noul guvern. Cei mai mulți actori politici spun că nu vor colabora cu formațiunea condusă de Șor atâta timp cât el și colegii săi sunt considerați beneficiari ai furtului bancar. Очень важных моментов из того, что сейчас было сказано, слишком много неправильного внимания в этой презентации. Вы должны были говорить намного больше по поводу тех успехов и тех действий, которые делает партия Шор, а совсем не о краже миллиарда, который к нам не имеет никакого отношения. Окей. Asta așteptăm să vedem. Poate se va finaliza acest proces care nu se mai termină și atunci vom ști și noi, de fapt, ce se întâmplă și de ce se întâmplă așa. Mulțumesc pentru precizări. Îi spun bună seara domnului Igor Grosu, candidat din partea PAS. Bună seara, bine ați venit. Eu v-am găsit. Acum vă rog să urmărim cu atenție materialul realizat de colegii de la Radio Europa Liberă despre PAS.
Partidul Acțiune și Solidaritate a fost fondat de președinta Maia Sandu în 2016, după ce se arătase nemulțumită de mulți politicieni din Alianța pentru Integrare Europeană, din care făcuse parte, acuzându-i de corupție și devalizarea sistemului bancar. Formațiunea se declară pro-europeană și liberal-socială. Șefa statului și-a suspendat calitatea de membru și lider de partid pe durata mandatului prezidențial, dar nu s-a desprins definitiv de PAS, consideră mai mulți comentatori politici. Maia Sandu a insistat pe ideea alegerilor anticipate, argumentând că, de una singură, fără sprijin parlamentar, nu-și poate onora angajamentele în fața alegătorilor. Pe lista de candidați sunt 4 subalterni de-a lui Sandu de la președinție. Din iunie până noiembrie 2019, partidul Maiei Sandu, care forma echipă cu Andrei Năstase de la platforma DA, au coalizat cu socialiștii lui Igor Dodon într-o alianță atipică pentru Republica Moldova. Această coaliție de conjunctură a generat numeroase critici dinspre partida pro-românească, care a considerat că astfel PAS a abdicat de la principiile generice odată ce a bătut palma cu PSRM. În domeniul social-economic, partidul și-a propus demonopolizarea și de-offshorizarea economiei, reducerea inegalităților sociale. Declarațiile din programul partidului ar fi însă ignorate de unii fruntași ai formațiunii, aveau să reproșeze mai mulți comentatori, după ce secretarul general al administrației prezidențiale și secretarul general al partidului, Andrei Spânu, a figurat într-o anchetă jurnalistică ce viza afacerile sale din paradisuri fiscale. Oponenții politici îi acuză pe cei de la PAS că nu prea au soluții pentru multiplele probleme cu care se confruntă țara, că deseori invocă ajutoarele externe ce ar urma să vină din vest dacă puterea de la Chișinău nu ar fi atât de ostilă valorilor democratice. Domnule Grosu, aveți ceva de precizat? S-a stricurat vreo inexactitate? Bine, putem discuta, dar noi suntem un partid consecvent și care, dacă stabilește o țintă și un obiectiv, noi îl realizăm. Ok. Pentru chiar dumneavoastră, dacă unora le place sau nu. Pentru dumneavoastră aș vrea să spun foarte pe scurt că aveți în total 12 minute pentru a răspunde la întrebări. Întrebări sunt din partea mai multor colegi, Newsmaker, Anticorupție, Promolex, Europa Liberă. De asemenea, vreau să vă spun că la sfârșit aveți un minut pentru a vă adresa alegătorilor și aveți o rundă de dezbatere între domniile voastre, o rundă în care aveți 4 minute pentru a adresa întrebări și a răspunde la întrebările colegilor. Mergem mai departe și vreau să vedem materialul realizat de colegii de la Radio Europa Liberă despre blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a fost creat după 10 ani de beligeranță dintre foștii colegi de partid, Vladimir Voronin și Igor Dodon, pe care nevoia de a zădărnici popularitatea crescândă a partidelor pro-europene i-a determinat să recurgă la gestul de împăcare. Partidul Comuniștilor a fost fondat în 1993 și se declara succesor al Partidului Comunist al URSS. Partidul Socialiștilor a fost creat în 1996, fiind considerat până în 2011 formațiune satelit pe CRM. În 2011, în contextul crizei politice generate de imposibilitatea alegerii președintelui, deputații comuniști Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc părăsesc fracțiunea pe CRM și aderă la Gruparea Socialistă. Peste câteva luni, cei trei își vor da votul pentru președintele Nicolae Timofti, candidatul Alianței pentru Integrare Europeană. Voronin, dar și alți politicieni i-au acuzat pe cei trei transfugi că s-ar fi vândut fără să-și probeze învinuirea. Locul electoral poate fi numit convențional drept revenire la valorile comune, după cum încerca să convingă Igor Dodon. Numai că cei 10 ani după abandonarea embarcațiunii comuniste de către Dodon și Greceanu-i, pe care Voronin i-a promovat pe vremuri cu multă speranță, au fost mult prea zgomotoși ca să fie uitați de ambele părți. Cele mai grele reproșuri reciproce au vizat pactizarea cu fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc și trădarea intereselor alegătorilor și sau ale Moscovei. Cel mai bun rezultat al comuniștilor a fost în 2001, când obținuse majoritatea absolută în Parlament. În februarie 2019 nu a mai acces în legislativ. PSRM a acumulat la precedentele alegeri aproape o treime din voturile cetățenilor. Din noiembrie 2019 se află la guvernare, pe durata pandemiei ar fi pierdut din simpatizanți, dovadă fiind, potrivit unor analiști, pierderea alegerilor prezidențiale. Că la dezbateri este firesc că noi trebuie să ne prezentăm platforma, de ce am creat acest bloc și nu altcineva, într-un mod aberant,
și manipulatoriu. Și de aceea, oamenii care au fost arătați în acest spot au fost împreună, au construit o țară puternică, au contribuit la dezvoltarea economiei naționale, au crescut pensiile, salariile și oamenii au trăit mult mai bine. Au lăsat o bancă de stat puternică, da, aeroportul okay. puternic, dar a venit altcineva, prezentat în alt spot. Domnule Bătrâncea, da, a trecut minutul acela. Wow. Dumneavoastră trebuia să ne prezentați 3 priorități pentru această campanie. Minutul acela l-ați folosit. Adică eu nu trebuia să comentez acest spot. Adică dumneavoastră trebuia să comentați, dar nu mai am de unde să vă dau să tac. Puteți repede să ne vorbiți despre aceste 3 priorități în 30 de secunde? Eu pot consuma 12 minute, Amelie, sau dumneavoastră da, dar nu cum dorește fiecare nu candidat. Cum doresc eu să cheltui 12 minute oferite mie? Nu. Dar cine trebuie să decide cum noi eu noi avem cheltui? Un regulament. Noi am anunțat care este regulamentul, nu vă supărați, vă rog să vă țineți de el, pentru că toți candidații au același regulament. Eu nu supăr, dar eu am venit să prezint astăzi blocul electoral al comuniștilor asta și socialiștilor, conform acestuia, și eu am venit să prezint oamenilor ceea ce dorim să-i propunem. Face. Uitați-vă cum pierdem timp. Aveți 10:41 deja, din 12 minute în total, da? Deci aveți acum 10:41. Până la 10, vă rog foarte mult să ne spuneți cele 3 priorități pentru Republica Moldova. Da, mulțumesc. Că prima, evident, că este consolidarea statului Republicii Moldova, aducerea la conducere Republicii Moldova oamenilor de stat care pot să conducă, care au experiență, care au expertiză și care au demonstrat că au capacități. Noi considerăm că statul Republica Moldova trebuie să controleze și sectorul bancar și sectorul de agricultură trebuie să participe activ în economie. Doi, evident, că este industrializarea Republicii Moldova, de aceea că guvernele pro-europene au făcut foarte multe lucruri neplăcute împotriva producătorilor autohtoni și practic au distrus agricultura, au distrus ramura de industrie. Vom renaște, evident, situația economică în Republica Moldova, vom renaște producerea națională, vom oferi locuri de muncă, astfel încât Republica Moldova să poată produce mărfuri și să fie competitive pe piață. Și a treia prioritate, evident, este echitatea socială. Pentru noi centrul atenției este omul și, evident, așa cum echipa aceasta, fiind împreună, da, am ajutat salarii și pensii, ajutat tineretul și toate categoriile social vulnerabile, vom face. Mulțumesc foarte mult. Este foarte greu ceva de formulat, este, când mă întrerupeți fiecare 10 este, secunde. Dar vă mulțumesc foarte mult. Am o rugăminte. Aici e cronometrul, vă rog să vă încadrați în acel minut cu răspunsuri, pentru că altfel noi nu vom reuși să adresăm întrebările partenerilor noștri. Este responsabilitatea mea ca să fac acest lucru și vă rog să mă înțelegeți și să ne încadrăm într-un minut pentru răspunsuri. Domnule Grosu, aceeași întrebare. 3 priorități pentru Republica Moldova. Un minut. Am pornit. Principala problemă a Republicii Moldova este hoția. Marea hoție care distruge instituțiile, distruge locurile de muncă, distruge viitorul cetățenilor care sunt nevoiți să părăsească țara. Asta e prioritatea zero, cu asta ne vom ocupa, vom face evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, vom scoate imunitatea parlamentară pentru cazurile de corupție și vom aduce o adevărată procuratură anticorupție după modelul DNA. 2. Asistența socială, grija pentru locurile de muncă, salarii competitive, bune, pensia pe care ne propunem noi să o ridicăm pentru cei 400.000 de cetățeni să fie minim 2.000 de lei și lucrul ăsta este real dacă combatem hoția și eliberăm acele resurse care sunt acum sifonate. Și a treia, ajutor pentru comunitățile noastre rurale, bani pentru infrastructură, bani din țară, dar mulțumesc. Și din străinătate. Vă mulțumesc foarte mult. Aceeași întrebare, domnule Ulanu. Un minut. Во-первых, я хотел бы чуть добавить по презентации. Она некорректная. Госпожа Таубер апостола в реабилитированной прокуратуре. Господин Жардан не привлекается к уголовной ответственности за концессию аэропорта. Что касается 3 приоритетов. Первое – это экономика. Государство должно полностью изменить экономическую модель. Сегодня внешний долг страны 8 миллиардов долларов. Это 70% ВВП. Мы предлагаем ввести монополию государства на импорт, торговлю алкоголем, табачными изделиями и нефтепродуктами, что позволит существенно поднять доходы бюджета. И только так можно реализовать третью сферу – это социальная сфера. Называть какие-то зарплаты, цифры какие-то невозможно, потому что если была бы такая возможность у любого правительства, это давно было бы сделано. Невозможно поднять пенсии,
зарплаты и качественную социальную сферу без доходов бюджета. Что касается юстиции, господин Гроссу, реформа, извините, пожалуйста, реформа юстиции должна начинаться со снятия депутатского иммунитета. Да. Отмена его. Это был первый законопроект, который мы подали в парламент, и до сих пор ни вы, ни остальные фракции не поддержали наш проект об отмене депутатского иммунитета как такового. Поэтому, если мы говорим о реформе юстиции, нужно начинать с проектов правильно. В момент, в который вы ajunge la dezbatere între domniile voastre, veți putea ca să discutați cu colegii din platou. Acum rămânem la dumneavoastră, pentru că vreau să vă adresez întrebări din partea colegilor de la Newsmaker. Toate întrebările vin de acolo. Vă rog foarte mult să fiți, să vă încadrați într-un minut cu răspunsul. În țările occidentale se obișnuiește ca politicienii să-și dea demisia atunci când asupra lor planează suspiciuni de corupție. În Partidul Șor sunt cel puțin 3 dosare de rezonanță pe rol în care figurează deputați ai formațiunii. Niciunul dintre ei, inclusiv dumneavoastră, nu ați renunțat la intenția de a candida pentru un nou mandat. Dumneavoastră sunteți vizat într-o anchetă pentru escrocherie și spălare de bani, ambele în proporții deosebit de mari și în interesele unei asociații criminale. Păianoglu a declarat că ați prejudiciat statul cu 23,8 milioane de euro și 12 milioane de dolari. Acești bani ar fi fost achitați de către Plahotniuc și Șor lui Viaceslav Platon în schimbul a 38% din acțiunile Victoria Bank, Casa Mode, clădirea Asito și acțiunile câtorva companii de asigurări. Acum, prin faptul că dumneavoastră și ceilalți colegi care aveți dosare pe rol, candidați, nu considerați că aduceți un prejudiciu de imagine partidului? Безусловно, нет, потому что мы прекрасно знаем правду. Правда заключается в том, что в наших действиях не было никаких криминальных действий. Я после передачи публикую у себя на Фейсбуке вот два таких интересных документа. Это строго секретные документы ноября 2014 года за подписью вот этих лиц. Вот это называется кража миллиарда. Это называется выделение государственных средств, эмиссия денежных средств, их разбазаривание властями. Никакого отношения партия Шор, господин Шор, акционеры не имеют к этой краже миллиарда как таковой в принципе. Попытка привлечения нас к ответственности была и летом 2019 года, когда госпожа Таубер Апостола были попытка привлечь к ответственности. Что мы имеем в результате? Мы имеем в результате фактически извинения со стороны прокуратуры за то и признание, что они были неправы. То же самое, я уверен, будет и со всеми нами, потому что то, что происходит сегодня, это политические акции. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea totuși să vedem despre ce de vorbiți, că odată ce le arătați colegilor... Da, nu mă vom predstavi. Odată ce le arătați, trebuie să ne le dați, să le vedem și noi despre ce discutăm pe parcursul emisiunii. Это очень интересные документы. Это часть документов. Они очень большие. Там порядка 100 страниц. Я их опубликую сегодня же на Facebook. Măsuri de luat în cadrul lichidării BEM, băncii sociale Unibank. Desecretizată decizia protocolară, așa, Comitetul Național de Stabilitate Financiară și decizia protocolară numărul 2 din 3 aprilie 2015, un proces verbal al ședinței, așa. В этих документах четко видно причина ликвидации банков, на то, что на ликвидации банков настаивали внешние партнеры, на то, что миллиард был выделен посредством эмиссии. Comitetul Național de Stabilitate Financiară, pe care trebuie să le analizăm ca să putem să discutăm despre ele, altfel. Я призываю всех посмотреть мою страницу в Фейсбуке завтра, где я размещу с комментариями данные документы. Да, vă mulțumesc foarte mult. 9:30 aveți, domnule Ulanov. Da, mergem la domnul Grosu, întrebarea de la Newsmaker. În declarația de avere, ați indicat o casă cu suprafața de 121,7 metri pătrați, care ar valora 231,7 mii de lei, adică circa 11 mii de euro. Este aceasta valoarea reală a locuinței și dacă da, de ce este atât de mică? Pentru că o casă de 121 de metri pătrați de regulă nu costă 11 mii de euro. Vă rog. Am mai răspuns și răspund. Este valoarea cadastrală a casei în care eu locuiesc. Deci am indicat în declarația de avere valoarea cadastrală. Din moment ce cadastru va evalua casa în care locuiesc, eu atribui altă valoare, acea valoare o voi indica. N-a fost nimic altceva decât indicarea acelei valori pe care toți noi, cei care avem apartamente, case, de la cadastru îl indicăm. Domnul Grosso, mai are un pic de timp din acest minut? Așa, mai are 30 de secunde, pentru că în cazul în care domnul Grosu mai are, aș putea să mai adresez o întrebare, dar mergem la domnul Bătrâncea și apoi ne întoarcem. Dacă domnul Grosu rămâne cu timp, mai avem întrebări, pentru că toți colegii noștri sunt foarte, foarte harnici și au multe întrebări. Domnule Bătrâncea, PSRM susține că militează pentru o politică externă echilibrată.
Cum se potrivește asta cu declarațiile despre țările din vest care ar guverna țara din exterior și ar îndrepta-o într-o direcție greșită? În cazul unei eventuale victorii la alegerile parlamentare, cum veți reuși să construiți o relație bună cu Occidentul, de care depinde în mare măsură Republica Moldova? Vă mulțumesc, indiferent că cineva dorește, da, să creeze o imagine că socialiștii, da, vor duce spre izolarea Republicii Moldova, este o manipulare, repet, este o aberație, este o minciună, de aceea că am dus și ducem relații diplomatice și cu Estul și cu Vestul, ca să înțelegeți, în afara faptului că avem relații bune în cadrul CSI-ului, în direcția Estului, avem relații foarte bune cu Consiliul Europei, avem relații foarte bune cu Comisia de la Veneția, dar important este că, având relații diplomatice cu aceste structuri internaționale, organisme, cum este și FMI, de fapt, să ducem politică în interesul statului Republica Moldova, să știm a negocia, să știm a semna acordurile în interesele Republicii Moldova și să obținem anumite chiar și finanțări fără condiții, că majorați vârsta de pensionare sau reduceți numărul raioanelor, satelor și mai departe. Vom duce politică echilibrată și o să vedeți că această politică este cea mai reală în cazul Republicii Moldova. Și atunci cum vă explicați, mai este un pic, da, pentru că aici e o precizare, atunci cum vă explicați faptul că președintele Igor Dodon, în perioada în care a deținut cea mai funcția de președinte al Republicii Moldova, da? Nu a efectuat vizite în vest, adică a fost la începuturi și ulterior s-a încheiat și s-a dus în est, la Moscova, de atâtea ori, fără ca niciodată să meargă... Iarăși este o aberație și un fals promovat de anumită presă, de aceea că domnul Dodon a avut vizite în Franța, a avut vizite în alte țări europene. Evident că în perioada lui Plahotniuc dânsul era obstrucționat. De fiecare dată când dumnealui stabilea careva relații cu anumite țări, Ministerul de Externe făcea tot posibilul că să anuleze aceste întrevederi, dar chiar și în această situație domnul Dodon din fiecare vizită se întorcea acasă cu anumite proiecte de finanțare, inclusiv și clădirea reabilitată a președinției, de care astăzi se bucură doamna Maia Sandu. Am înțeles. Deci, noastră considerați că domnul Igor Dodon a fost atât în vest cât și în est, în vizite, în timpul în care... Bineînțeles, repet, el era obstrucționat de Plahotniuc, de Curtea Constituțională și s-a dus un război aspru împotriva lui. Da, și acest lucru este foarte firesc. Mie îmi pare rău că presa nu l-a observat. Da, nu știu de ce, dar nu l-a observat, pentru că nu l-a observat. Da, am depășit timpul în cazul domnului Bătrâncea, ne oprim. Mergem să vedem acum întrebările din partea Promolex. Da? În acest moment dați-mi voie să îl salut pe domnul Nicolae Panfil, șeful Promolex de monitorizare a alegerilor, care este în direct cu noi și are întrebări pentru fiecare invitat. Bună seara, domnule Panfil! Bună seara! Bună seara, stimați candidați! Vă rog să adresați întrebarea pentru domnul Bătrâncea. Ok. Deci... Da. Pentru domnul Bătrâncea, prima întrebare sună felul următor. Deci, conform unui raport al Parlamentului, mai bine zis, statistica activității parlamentare pentru legislatura a 10-a, pe anul 2020, ne spune în felul următor. În sesiunile de primăvară și toamnă 2020, 11 deputații fracțiunii Partidului Socialiștilor nu au avut nicio inițiativă legislativă. Din cei 11, 10 se regăsesc în lista blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor. Domnule Bătrâncea, cum se explică includerea acestor candidați în listele blocului și ce aport ar putea aduce aceștia în viitorul Parlament? Ce ar avea de câștigat cetățenii Republicii Moldova dacă respectivii candidați vor deveni deputați? În primul rând, fracțiunea socialiștilor este lider indubitabil la capitolul numărului inițiativelor legislative, inclusiv sociale, în economie și așa mai departe. Suntem pe primul loc în acest parlament. Îmi pare rău că dumneavoastră nu ați uitat să indicați acest lucru. Doi, diferența noastră de ceilalți colegi, oponenți, este că știți că noi recunoaștem faptul că în Republica Moldova sunt și raioane, sunt și teritorii. Avem foarte mulți colegi și în legislatura 10 am avut și acum în listă care cu siguranță reprezintă anumite raioane și au făcut foarte multe lucruri productive pentru localitățile din aceste raioane. Au dus un dialog activ cu guvernul și au folosit capacitățile unui deputat în Parlament ca să aducă în raioane mai multe proiecte. Toți colegii socialiști cu demnitate au reprezentat societatea, electoratul în această legislatură. Domnule Panfil, mulțumit!
Păi nu este să fiu eu mulțumit, important este să fie cetățenii mulțumiți. Ați primit mulțumiți. Răspuns la întrebare, asta era... Da, sigur, am primit răspuns la întrebare, dar că... Noi nici nu putem cumva mulțumi cetățenii vor, important că cetățenii știu mulțumim ce... Cetățenii vor aprecia, exact. În sensul că a primit răspuns la întrebarea pe care nu... că îi convine răspunsul sau nu, e evident. Da, vă rog. Deci, aceasta a fost întrebarea pentru domnul Bătrâncea. Da, vă rog, întrebarea pentru domnul Grosu. Ok, imediat. Domnule Grosu, în 2020 a existat o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale cu privire la transportul organizat în ziua alegerilor. Deci cunoaștem acea hotărâre adoptată de către CEC. Deci cum apreciați dumneavoastră acea hotărâre? Deci este necesară o asemenea hotărâre și în cadrul scrutinului pentru alegerile parlamentare anticipate? Dacă referiți la interzicerea transportării organizate, exact. Asta mă asta da, bănuiesc exact, eu. Exact. Da, CEC-ul trebuie să revină la acest subiect, pentru că noi nu am reușit în Parlament să introducem lucrul ăsta în codul electoral, ca și multe alte lucruri importante. E de datoria CEC-ului să intervină și să nu admită transportarea organizată a alegătorilor, a nu se înțelege deplasarea cu automobilul propriu a rudilor, a membrilor familiei, dar, repet, o formă de corupere a alegătorilor. Da? Ați cerut CEC-ului să ia această decizie? O să cerem, dacă încă n-au cerut colegii mei, neapărat. Da. Aici, domnule Panfil, numai o secundă, pentru că colegii de la Newsmaker aveau și ei o întrebare care sună la fel. Dumneavoastră, la alegerile precedente, ați obstrucționat câteva astfel de transporturi și întrebarea este dacă nu regretați acel incident și modul în care ați procedat atunci, pentru că, în rezultat, oamenii nu au putut să-și exprime votul. Eu regret că poliția, care trebuia să-și facă datoria și meseria și să oprească și să verifice pe cei care transportau repetat alegătorii, nu și-a făcut treaba și atunci a trebuit să intervenim noi și am intervenit eu. De aceea profit de ocazie să transmit ministrului lui Dodon. Și veți proceda la fel în cazul în care... Noi vom urmări foarte atent cum domnul Voicu, acum el e în campanie electorală, face campanie electorală prin comisariate de poliție, cum o să se comporte în alegerile din 11 iulie și îl îndemnăm să-și facă miseria, să-și merite banii care primească, da. Care îi primește, altfel va trebui să intervină cetățenii. Mulțumesc. Haideți să auzim întrebarea pentru domnul Ulanov. Da, imediat, doar o mică precizare, dacă se poate, pentru că vreau să atrag atenția că în 2020 a fost, de fapt, acea hotărâre a Comisiei Electorale Centrale creată sau pregătită după o intervenție sau după o sesizare depusă la Comisia Electorală Centrală de către doamna Olesia Stamate. Și vreau să precizez sau să aflu de la domnul Grosu dacă intenționează să depună și în acest an o astfel de sesizare sau să solicite Comisiei Electorale Centrale o astfel de hotărâre, pentru că, da, putem să spunem că este necesar, este important, dar sunt necesare și acțiuni concrete, inclusiv din partea autorităților. A răspuns la această întrebare? Da, am spus da, afirmativ. Da. O să-i solicităm. Da. Întrebarea pentru domnul Ulanov, vă rog. Da, imediat. Domnule Ulanov, chiar ieri în orașul Orhei, primarul de Orhei, domnul Verejanu, a decis să emită o dispoziție prin care a interzis până la 18 iulie 2021 desfășurarea întrunirilor publice de către concurenții electorali prin intermediul instalării construcțiilor temporare sau corturilor electorale. Totodată vreau să atrag atenția, misiunea de observare Promulex a constatat cel puțin 53 de cazuri de utilizare a corturilor electorale în 25 de raioane de către partidul politic Șor. La fel voi menționa că hotărârea CNSP, Comisia Națională Extraordinară în Sănătate Publică, practic nu a interzis întrunirile publice. Și întrebarea pentru dumneavoastră. Cum se face că partidul politic Șor desfășoară campanie electorală cu utilizarea corturilor în întreaga țară, iar în localitatea Orhei, în care partidul dumneavoastră controlează administrația publică locală, nu permiteți acest lucru sau nu se permite acest lucru? Nu reprezintă acest fapt un abuz de resurse administrative? Абсолютно нет. Спасибо за вопрос. Во-первых, партия ШОР управляет не только городом Оргеев, но еще 75 или даже 77 населенными пунктами в стране. Ситуация, которая сложилась в Оргееве, значит, такая она сложилась. Это решение примара. Наведение порядка в городе всегда было приоритетом партии ШОР, и так будет во всех
населенных пунктах, порядок должен быть везде. Что касается этих процедур, то действия примара не выходят за рамки действующего законодательства. Если кто-то с этим не согласен, для этого есть судебная инстанция. Domnule Panfil? Nu știu, doar vreau să accentuez încă o dată faptul că aceeași Comisie Națională în Sănătate Publică a emis o hotărâre specială privind modalitatea în care se vor desfășura alegerile sau campania electorală și nici în cuvânt nu se spune acolo despre obstrucționarea sau interzicerea întrunirilor publice. Ori astfel de activități în spațiu public sunt întruniri publice. Primar действует в соответствии с законом и в пределах предоставленных ему прав. Если вы с этим не согласны, это ваше мнение. Окей. Domnule Panfil, vă mulțumesc foarte mult. Vă așteptăm un pic mai târziu. Rămâneți cu noi. Acum, am ajuns la acea rundă de dezbatere între domniile voastre. Ar fi trebuit acum să luăm o pauză de publicitate să ne tragem sufletul, dar am luat-o atunci și cred că ne-am odihnit destul, așa că aveți la dispoziție 4 minute pentru a adresa întrebări contracandidaților și a răspunde la întrebările pe care le primiți. Vă rog să vă urmăriți cronometrul și să vă încadrați în acest timp. De asemenea, pentru că domnul Ulanov a răspuns ultimul, dumneavoastră veți avea o întrebare pentru domnul Grosu, domnul Grosu răspunde, după care tot dumneavoastră veți avea o întrebare pentru domnul Bătrâncea, domnul Bătrâncea răspunde. Vă rog foarte mult. Господин Гроссо, на днях случилась очень интересная оказия, связанная с инициативой Майя Санду о поддержке соотечественников, которые возвращаются в страну. Это копи-пейст с нашего законопроекта, который лежит в парламенте, и точно так же мы добиваемся его рассмотрения. Однако, имея большинство в комиссиях, в том числе в которых вы состоите, этот проект саботируется. Сейчас он появился за подписью Майя Санду. Вы проголосуете за наш проект в новом парламенте? Как приоритетный, связанный с поддержкой диаспоры, в конкретном данном случае, с которого выступила с такой же инициативой госпожа Санду. Стимати колеги, я не знаю, чья инициатива вы знаете, и где она трекут, фиинд ин, кумва, интро альянс в парламент, фиинд мажоритате парламентара, и вы плынчите, что не ați putut вота, имплемента этот проект. Я знаю despre инициатива доамнэй președинте, о инициативе соличитате де мулс четецени, care va fi una binevenită, transparentă și nu va, va fi în beneficiu cetățenilor și nu va permite unor excroci să beneficieze de această facilitate pentru a profita. Va fi doar în interesul cetățenilor și noi o să susținem inițiativa noastră în viitorul Parlament. Nu znaște, rășitavui na to și понимаю это ваш ответ, как поддержка нашей инициативы. Госпожа Санду поддержала проект, представленный партией ШОР, и выдвигает аналогичную инициативу, которые будут в парламенте объединены. Да, господин Бодрович, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, кто больше всего выиграл от альянса в 2019 году между ПСРМЕ и партией ИПДС? Скорее всего, это были не граждане. Как вы считаете? Oricum, eu consider, domnule Ulanov, că ceea ce s-a făcut în 2019 în Parlament este foarte pozitiv. Din 2019 încoace a dispărut frică în societate. Din 2019 nu mai sunt dosare politice. Din 2019 încoace nu mai sunt atacuri rider la afaceri, nu mai sunt preluări abuzive de afaceri. Și am avut două campanii libere și corecte, recunoscute de toată lumea civilizată, alegerile locale și alegerile prezidențiale. Oricum, schimbări care s-au produs în 2019 și atunci când noi am avut alianță cu blocul acum, au fost pozitive. Așa. S-a încheiat prima rundă de adresat întrebări. Domnule Grosu, vă rog să adresați o întrebare pentru domnul, domnul Ulanov și apoi pentru domnul Bătrâncea. Vă avertizez că puteți să interacționați între domniile voastre dacă nu sunteți mulțumit de răspuns. Dacă n-ați primit răspuns la întrebare. Asta precizez încă o dată că am în vedere atunci când spun așa ceva. Vă rog. Domnule Ulanov, unul din angajamentele noastre ține de, la capitolul combaterea corupției, ține de confiscarea averii celor care nu pot să-și justifice, în special a celor care au ocupat funcții publice, parcursul timpului, au fost funcționari publici, demnitari și nu vor putea în rezultatul adoptării unei legislații corespunzătoare, nu vor putea să-și justifice averea. Poziția dumneavoastră sau formațiunea pe care o reprezentați, veți susține o asemenea abordare pentru că va trebui să, într-un final, să votăm niște modificări ale legii.
confiscarea averii în cazul celor care nu își pot justifica proveniența averilor. Я рад, что вы очень внимательно читаете политическую программу партии ШОК. Эти приоритеты у нас находятся в программе реформы юстиции. Реформу юстиции надо начинать с рассмотрения нашего законопроекта, который был подан летом 2019 года об отмене депутатского иммунитета, для того, чтобы те цирки, которые происходят в парламенте, перестали быть. Безусловно, мы поддержим проекты, связанные с любыми формами, способами борьбы с коррупцией. Da, doar un singur îndemn, dacă tot liderul dumneavoastră predează că este nevinovat, ca un bărbat a neamului, ar fi bine să apară la Curtea de Apel Cahul și să pledeze în fața instanței, că într-adevăr așa și este. Что касается его появления в апелляционной палате, он сделал предложение еще больше трех месяцев назад по поводу всей процедуры рассмотрения дела в апелляционной палате, а также способствовать процедурам раскрытия правды в отношении кражи миллиарда. Один из маленьких элементов я сегодня представил. Da, aveți întrebarea pentru domnul Bătrâncea, dar am eu o întrebare înainte. Domnule Ulanov, iertați-mă, dar dacă va fi ales Ilan Șor, va veni să fizic în Parlament sau tot așa va face politică? Я думаю, что вопросы, связанные с его отношением к процедурам уголовного дела, надо задавать ему и его адвокатам. Что касается политической работы, она никогда не останавливалась и будет только двигаться вперед позитивно для страны. Да, е фиреск, ка он олес să stea de cât timp, aproape 2 ani. 2 ani sunt deja. Вы знаете, сколько в зале парламента находится бездельников? Поэтому вопрос нахождения в зале это не вопрос работы на благо страны. Așa fiecare dintre noi putem fi deputați de la distanță și să muncim de la nu știu unde. Dar unde este? Unde este domnul Șor? Задайте ему эти вопросы. Он с удовольствием выйдет на прямой эфир с вами, как он это делает с другими журналистами. Да, am înțeles. Vă rog, întrebarea pentru domnul Bătrâncea. Stimate coleg, întrebarea ține de politica fiscală, care a fost aprobată în decembrie anul trecut și noi cu toții înțelegem că și în decembrie și acum, ulterior, am trecut, toată societatea a trecut printr-o perioadă de criză. Ei, noi am fost împotrivă, dar totuși atunci dumneavoastră ați votat scutirea cea de 15% la impozitul de pe imobil, iar colegii dumneavoastră din municipiul Chișinău chiar au mărit acest impozit pe imobil, cu consecințele care au fost în societate. Întrebarea, nu era indicat sau logic într-o perioadă de criză, locuri de muncă închise, întreprinderile nu funcționau, să, din potrivă, să menținem aceste facilități, dar nu să împovărăm și mai mult cetățenii care și așa au depătimit. Mersi. Vă mulțumesc. Dacă e să analizăm politica bugetar-fiscală, cât și întreg bugetul, este de menționat că salariile în sectorul bugetar au crescut, inclusiv și pentru medici, numai cu ultimele 40% de majorare ați anulat prin Curtea Constituțională care o controlați politic. Agricultorii în această politică vor primi mai mulți bani în formă de subsidii și, practic, bugetul este social orientat și este în folosul cetățenilor. Evident, în condiții de criză, de tractoare care ți-a dus atunci la Parlament, este greu de gestionat situația din Republica Moldova, că cineva a dorit să provoace această criză, însă bugetul care l-am aprobat pentru acest an este social orientat și oamenii real vor simți anumite majorări la salarii și la indemnizații. Mulțumesc! No, a fost un buget adoptat la nieți de noapte, pe ascuns, asta trebuie să-și amintească toți cetățenii. De aceea că jumate de zi v-ați bătut în Parlament? Da, de asta că ați mințit și fermierii, le-ați spus una, după care ați votat repede și ați fugit și a doua zi. Nu ați mai revenit, oamenii cunosc tot. Dar eu v-am întrebat din impozitul pe imobil, n-am generalizat. Au văzut foarte bine oamenii comportamentul dumneavoastră atunci când ați vandalizat, practic, mobil în Parlament, atunci când dumneavoastră, că a fost ministrul educației, ați permis să luați un grafin cu apă să-l aruncați, să rupeți micro. Și evident că am votat bugetul la ore târzie. Dar dacă e să vedeți Parlamentul României ori Parlamentele țărilor europene, peste tot la buget se lucrează până la miez de noapte, de aceea că este un proces amplu. Bătrânce, credeți-mă, atunci când nu se aud argumentele unii, altfel nu înțeleg să oprească. Dumneavoastră n-ați înțeles altfel. Dumneavoastră la fel. Așa, acum domnul Bătrâncea are întrebări pentru domnul Grosu.
Și pentru domnul Uranov, vă rog. Da, eu m-am adresat deschis în cadrul campaniei electorale, că am vrut odată să avem dezbateri pe subiecte, nu de este când cineva pregătește, mă rog, terenul și nu vorbim despre platforme. Am propus prin scrisoare deschisă să avem o dezbatere pe subiectul reformei administrativ-teritoriale. Am primit un răspuns foarte infantil, copilăresc, nimic despre reformă nu s-a vorbit. Știm bine că dumneavoastră ați asumat în fața partenerilor o reformă care privede micșurarea de mai multe ori a numărul de primării și inclusiv și colega dumneavoastră, doamna Gavriliță, ieri a afirmat că consiliile raionale, adică raioanele, nu sunt funcționale și trebuie optimizate. Puteți să-mi spuneți foarte exact o dată, și nu doar mie, dar și oamenilor, câte primării, raioane, sate, școli, dumneavoastră planificați să le optimizați, vorba dumneavoastră, vorba noastră, să le distrugeți. Stimate coleg, vreau să vă amintesc că la sfârșitul lui decembrie anul trecut, la indicația lui Dodon, prim-ministrul lui Dodon, Chicu, a inițiat un grup de lucru privind reforma teritorială administrativă, în care sunt vreo 3 scenarii, inclusiv cel pe care dumneavoastră vă rușunați să-l pronunțați, închiderea primăriilor. Asta așa că, apropo, cine a dat indicații și cui a dat indicații? Deci Dodon a fost cel care, în plină criză, în plină pandemie, îi ardea de reforma teritorială administrativă. Acum, funcționalitatea raioanelor, ele într-adevăr sunt diferite, pentru că acolo unde în fruntea raionului sunt socialiști, primarii care nu socialiști au depătimit. Ei nu primesc resurse de la bugetul raional, nici nu mai vorbim de la bugetul național. Un răspuns foarte clar cum vor arăta Republica Moldova, noi vom decide împreună cu primarii, nu cum o să decideți voi la partid, sau mai știu eu unde acolo. Da, deci La ce v-ați angajat în fața partenerilor? Va fi o discuție foarte clară, nu înainte de a. Unu, a face infrastructură foarte bună, adică drumuri către primării și sate și centri raionale. A aduce serviciile către cetățeni, ca cetățenii să nu alege după un document la centrul raional și înapoi. Și numai după aia, împreună cu primarii, consilierii raionali, o să luăm o decizie cum trebuie să arate Republica Moldova, teritorial administrativ. Evident, iar funcțiile în care ați plasat oameni devotați partidului, dar nu cetățenii, ei trebuie să curățați din funcțiile cele. Evident, fără nume Dodon, dumneavoastră nu puteți argumenta absolut nimic. Domnul Dodon nu a dat niciodată nicio indicație să fie. Da. Și este o minciună, dar, mă rog, suntem deprinși. Dar spuneți-mi, rog, domnul Dodon a dat indicație doamnei Maia Sandu în poziție de ministru educației să lichideze 150 de școli. Știți, am fost și am vizitat, am făcut analiză. În acele localități unde au fost închise școli, aceste localități le sunt pe calea dispariției. Dumneavoastră vă asumați pentru acest lucru. Și eu v-am întrebat foarte clar, câte primării doriți să le mai lichidați? Trebuie de vorbit cu primarii, însă dumneavoastră nu discutați, sau președintele partidului dumneavoastră nu discută reforma administrativ-teritorială cu primarii, dar o discută la Bruxelles, la Strasburg, cu femeii și spune că da, noi dorim, noi suntem gata să optimizăm de la 900 de primării, să ajungem la 200, dar spuneți-o franc, discutați-o cu primarii, cu oamenii, dar nu acolo undeva. Minciuni, colega. Deci, noi școlile sunt închise pentru că Dodon, care era ministrul economiei, a distrus toată industria. Guvernul Filatului. A vândut proprietăți, hotelul Codru, întreprinderi și așa mai departe. Ați distrus locurile de muncă. Încă o minciună marca PSRM. Școli, optimizarea școlii este decizia raionului, colega. Sunteți în Parlament de ani buni. Ori e infantilism și lipsă de cunoștință, ori e rea voință. Deci școlile se închid pentru că nu sunt copii. Pentru că Dodon a distrus prin privatizările lui și prin prietenul lui care era la Agenția Proprietății Publice, a vândut lui Placotniuc, lui Șor, altor proprietate publică, Șorpi, degeaba. A luat de la sindicate, a furat de la sindicate, colega. Da, cajuți. Doamna Maia Sandu a fost ministru educației în 3 guverne. Pele de mea, ca și dumneavoastră, de fapt. Și atunci ați luat aceste decizii și Dodon nu a avut nicio treabă. Dar dacă vorbim de privatizări, aceste privatizări în această țară, a pornit șeful dumneavoastră de partid, șeful Pele de mea lui Vlad Filat. Inclusiv Banca Națională, care a fost până la urmă Banca de Economie, care a fost distrusă, naționalizată, decizia lui Filat. Timpul domnului Grosu practic a expirat. Dar ce numai pe mine mă întrerupeți? Mine mă întrupeți, doamna Bogza. Timpul domnului Grosu, dumneavoastră îi spuneți domnului Grosu ceva, iar domnul doamna Grosu... Bogza, în această emisiune mă întrupeți numai pe mine. Domnule Bătrâncea, vreau să-i atrag atenția domnului Grosu că dacă are o replică, această replică trebuie să fie în 10 secunde. Iar dumneavoastră... De ce nu-mi permiteți să duc gândul la capăt? Pentru că dumneavoastră...
dumneavoastră vă terminați timpul și nu reușiți să adresați întrebarea domnului Ulanov. Pot eu să răspund? Așa, atenție, 2007, școlile au fost închise în baza legii Strategia Dezvoltare Națională, votată de doamna Zinaida Greceanu, colega. Domnule Grosu. Ia la Zinaida Petrovna, vă rog frumos, cu întrebările. Am o rugăminte. 2007. Domnule Grosu, am o rugăminte. Vă rog să adresați întrebarea domnului Ulanov, ca dumnealui să răspundă și dumneavoastră să nu ieșiți din timp, ca să nu reușim după asta să nu facem acest lucru. Eu n-am finalizat subiect de scuz. Dumneavoastră mă întrub de ce e asta. Pentru că avem un timp de care ne ținem. Doamna Bogză, poate pe dumneavoastră nu vă interesează sau pe Europa Liberă. Pe toată lumea interesează. Dar oamenii sunt interesați. Care este viitorul primăriilor, școlilor, spitalelor? Eu sunt de acord. Că vin lichidători. Specialiști. Acei care vor să lichideze. Și asta este un subiect. Asta este un subiect important. Și ne vedem și încă o rundă. Nu vă este interesant acest subiect. Domnule Bătrâncea, adresați, vă rog, întrebarea domnului Ulanov, care are 7 minute. Eu vreau să o întreb pe domnul Grosu. Dumneavoastră aveți 3 și 40. Pe dumneavoastră nu mă interesează acest subiect. Domnule Bătrâncea, noi mai avem întrebări din partea domnului Botnaru, din partea anticorupție, din partea Promolex. Pe mine nu mă interesează întrebarea domnului Botnaru, că domnului a făcut un spot propagandistic. Nu, pe mine mă interesează întrebarea domnului Botnaru. Dar noi venim la dezbatere electorale, suntem... să vorbim despre viitorul Republicii Moldova, să prezentăm viziuni, să le combatem. Întrebarea nu mă interesează întrebările este vă cine cu cine doarme și cine pe cine întrebare pentru domnul Ulanov, vă rog. Domnul Ulanov, spuneți-mi, vă rog. Domnul Șor a declarat că practica a întreținut financiar Partidul Liberal Democrat. Și eu știu foarte bine că miniștrii din cadrul guvernului PLDM primeau al doilea salariu în plic, inclusiv și doamna Maia Sandu, și acest lucru eu tot îl cunosc personal. Eu știu, și asta a declarat și domnul Șor, că campania electorală a PLDM-ului din 2014 a fost finanțată respectiv de către domnul Șor. Dumneavoastră, considerați că acea fracțiune care a intrat în Parlament urmare acelei campanii electorale se datorează domnului Șor? Я не исключаю такой возможности. Я не исключаю такой возможности и предлагаю госпоже Бокза сделать отдельную передачу с господином Шоро, где он с удовольствием расскажет и про эти эпизоды. Домнялуя финансат пеледиме? Он об этом говорил, о том, что в тот период он... Домна Майя Санду, а девине депутат парламент пелистили пеледимеллы? Это было в тот период времени. Спасибо. Domnule Bătrâncea, mai aveți puțin timp, dar nu-i nimic, o să răspundeți mai scurt la celelalte întrebări care trebuie să fie adresate. Noi vă mulțumim pentru această rundă. Domnul Ulanov este campion, are 6 minute și 34 de secunde. Este scump la vorbă. Я экономлю для того, чтобы побольше рассказать про миллиард. Foarte bine, dar noi avem și noi întrebări, așa că nu o să vă lăsăm să vorbiți singur chiar așa. Dar, oricum, mai întâi trebuie să ne ținem de întrebările noastre care trebuie adresate și după aceea vom vedea cum vom folosi timpul dumneavoastră. Publicitate, ne întoarcem în scurt timp, rămâneți cu noi! Da, continuăm discuția. Tocmai discutam în pauză despre faptul că Curtea Supremă de Justiție înțeleg că a respins recursul CEC și în diasporă vor fi 190 de secții de votare. Domnul Ulanov, care are mai mult timp din această dezbatere între candidați, nu că are mai mult timp, dar are chiar cu 2 minute mai mult, vrea să facă niște precizări, niște replici, dar domniile voastre ați încheiat această rundă. Vă rog, domnule Ulanov. Da, eu vă hătel dăbaviți că... прения моих коллег в отношении реформы системы местного публичного управления, несколько моментов касаемо позиции партии ШОР. Мы считали и считаем, и будем считать, что проблема не в уменьшении или увеличении количества районов, чиновников, потому что любая такая реформа – это попытка концентрации власти, укрупнения или, наоборот, децентрализации. Но в любом случае ничего хорошего это не ведет, когда это сделано в угоду политическим амбициям власти, пришедшей к управлению в стране, или по каким-то другим причинам. Мы на примере населенных пунктов, которыми мы управляем, мы считаем, что проблема эта должна решаться исключительно вопросом качественного менеджмента. Управление населенными пунктами, страной в целом. Только тогда, когда будет правильная постановка вопроса, начиная от органов местного самоуправления на самом нижнем его уровне и заканчивая верхними эшелонами власти, когда вопрос именно хорошего профессионального менеджмента, интересов именно населенного пункта, бюджетов. То, что мы сделали, например, на примере Аргеева, когда путем правильного менеджмента мы смогли увеличить бюджет города в 6 раз. Да.
Da. И так мы делаем по остальным населенным пунктам. Да, вам мульцумесь фарте мульт. Акум, хайдет са ведем întrebările домнului Василе Ботнару, директор Radio Europa Liberă Chișinău, pentru candidații noștri din această seară. Haideți să auzim întrebarea pentru domnul Ulanov. Domnule Ulanov, Ilan Șor, încercând să vă apere, a spus că n-ați făcut nimic altceva decât să îndepliniți ceea ce aveți scris în job description. Dar asta nu înseamnă că nu sunteți vinovat, cel puțin nu înțeleg eu asta din ce spune Șor. Acum, modul ăsta de a judeca este iarăși îndoielnic, pentru că acoliții lui Stalin au executat ordine, înțelegând că execută ordine nu tocmai corecte. Putem să mergem mai departe cu acest exemplu. Sau, dimpotrivă, mai aproape, Plahatniuc a acționat prin oameni care au executat ordinele lui. Acum, retroactiv, procurorul general, de exemplu, a ajuns la concluzia Plahatniuc și Ilan Șor sunt de vină pentru devalizarea băncilor. Totuși, dumneavoastră, vă simțiți vinovat de faptul că efectiv au dispărut niște bani și lui Ilan Șor i-a trebuit ani întregi ca să se desculpe, dar nu definitiv. Спасибо за ваш вопрос. Он очень актуален был и останется. Могу вам сказать очень, очень коротко. Господин Шор в бытность руководства банками пытался сделать все возможное для того, чтобы эти банки не были обанкрочены. Ситуация, которая была в банках, была критичной. Его действия не выходили за рамки закона с точки зрения попытки их сохранения. То, что произошло с банками, это произошло исключительно по воле властей. Потому что если бы не было ликвидации банков, не было бы никакого ущерба государственному бюджету, потому что деньги, которые были предоставлены Национальным банком путем прямой денежной эмиссии, это был государственный кредит. И если бы эти банки не были бы ликвидированы, деньги были бы возвращены путем работы этих банков. И тот документ, который я сегодня вам, госпожа Лорена, представил, в нем четко написано за подписью господина Драгуцана, что ликвидация банков – это требование внешних партнеров. И Национальный банк эту идею в 2015 году не поддерживал. Поэтому об этом вопросе можно говорить много. И я с удовольствием сделаю, если вы хотите, тематическую передачу и представлю очень много интересного. Да, и я очень много дорезк с... ca viitorul Parlament să ne ajute să avem o justiție independentă, în așa fel încât să știm, atunci când spunem că cineva se face vinovat sau a fost condamnat, să știm cu certitudine că acea persoană este vinovată și să nu mai asistăm la acest circ legat de curte de apel Cahul. Pe domnul Ulanov chiar am vrut să-l întreb pentru că am rămas aici. Este firesc, din punctul dumneavoastră de vedere, să vedem ceea ce vedem în procesul Șor, ситуация легата де курте де апел Кахул. Вы знаете, что происходит в апелляционной палате Кагула? Мы пытаемся провести экспертизу по уголовному делу с 2016 года. С 2015 года такую же экспертизу пытается провести прокуратура. Они до сих пор ее не закончили. В уголовном деле нет понимания ни суммы ущерба, ни точного потерпевшего, ни многих процессуальных вещей. Поэтому можно я закончу до конца мысль, чтобы было понятно и вам, и телезрителям. И вот именно апелляционная палата Кагула поддержала требования защиты по проведению экспертизы. И эту экспертизу было невозможно провести, потому что мы не можем представить документы, которые требуют от нас. Да. У нас этих документов нет. Да. И обвинять сторону защиты Илона Шора в том, что он затягивает процесс в апелляционной палате, по меньшей мере глупо. Да. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Așteptăm o justiție care să-și facă treaba corect. Безусловно. И мы тоже об этом настаиваем, в том числе путем нормальной реформы юстиции, а не потратить 150 миллионов евро за 15 лет, предоставленные Евросоюзом, и сделать красивые фасады на зданиях. Да. Это не юстиция. Haideți să vedem întrebarea pentru domnul Grosu. Domnule Igor Grosu, dumneavoastră personal și Maia Sandu, partidului prin asociere, îi se reproșează că ați închis școlile. Ați răspuns la acest reproș de nenumărate ori. Acum vreau să repetați poate argumentele cele mai plauzibile, importante. Și să-mi spuneți dacă închiderea școlilor totuși a făcut victime, dacă merita, după ce
au fost pedagogi nemulțumiți, copii, părinți, dacă la modul practic s-a reușit să se recompenseze cumva acești oameni care au rămas fără slujbă, copiii care trebuie să meargă kilometri și părinții care nu iau în supraveghere ore întregi, habar n-au ce fac copiilor. Și mai ales dacă această acțiune de optimizare a școlilor a contribuit la depopularea satelor, ori poate invers. Cere, repet, ceea ce am mai spus. Din 2007 până în prezent, populația școlară a scăzut. A scăzut și a scăzut din punct de vedere demografic. Deci una aveam în 2007, și aici am pomenit mai devreme, o decizie, o strategie adoptată încă în acea perioadă. Judicioasă, o considerată pe atunci, doamna Greceană era într-o funcție executivă. Au reieșit dintr-o realitate. Realitate care indica școli construite la capacitatea de sute, ba chiar și mii de elevi, cu elevi puțini. Și atunci era a alege între a menține clădirea sau a crea condiții bune pentru elevi și pentru profesori. A reușit sau n-a reușit? În unele instituții, sigur că s-a reușit, pentru că au putut fi, grație și proiectelor de la guvern, și proiectelor de la Consiliul Raional, să se mențină colective pedagogice, să se aducă profesori și elevi. În altele, mai puțin. Deci, ideea este foarte clară. Noi trebuie să punem în această reformă accentul pe calitatea studiilor și nu pe mentenanța clădirilor. Vă mulțumesc foarte mult. Întrebarea pentru domnul Bătrâncea, vă rog. Domnule Bătrâncea, aveți o reputație de anti-român. Și v-ați făcut-o cu mâna dumneavoastră, rupând harta. Sunt convins că nu-i chiar așa. Și de aici vreau să vă întreb dacă aveți tangențe sau obiective comune cu socialiștii din România, cu comuniștii. Sunt mulți oameni care cred exact ca dumneavoastră. Aveți limbaj comun? Măcar cu ei vă înțelegeți? Mulțumesc. În primul rând, deja am răspuns în acest studio la această întrebare. Poate m-am lăsat atunci provocat de un individ cu nume de familie Gimpu, un profitor, dar, mă rog, ține de unionist dacă au avut încredere în el. În fine, este un stat vicent, trebuie să fim prieteni, dar eu oricum pot să vă zic că eu sunt cetățean cu un singur pașaport, pașaportul Republicii Moldova, și eu nu admit atacuri la suveranitatea țării noastre. Poate gestul acesta a fost excesiv, dar oricum eu am poziția fermă că noi trebuie să promovăm valorile statului nostru și consider că noi trebuie stimați. Și mică remarcă, nu a fost harta României, a fost harta României mari, care de fapt a dispărut deja în istorie. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu pentru răspuns. Acum trecem la întrebările pe care vi le adresează colegii de la Anticorupție. Încep acum cu domnul Bătrâncea. Asta ce mai e? Puteți spune ce este? Anticorupție.md, da, sunt colegii care... Poftim? Nu, ce este structura? Povestiți. Eu vreau să știu cine adresează întrebări. Cred că vă puteți informa și cred că ați auzit despre investigațiile făcute de ei, despre cei care fac Parlamentul curat, profilurile candidaților și așa mai departe. Nu știți despre cine este vorba? Îmi pare rău. Cumva se numește persoana aceasta... Anticorupție.md este o structură, este un portal care scrie... Ok, bine. Da? Okay. Și cum ați spus anticorupție, ați spus să fie CNA, DNA, cine vrea. Anticorupție.md e un portal care... Mm-hmm. De cine este finanțat? Cunoscut. Care, o să vă uitați și o să vedeți că la fiecare... Okay. Domnule Bătrâncea. Nu, eu serios vreau să știu cine adresează întrebarea. Întrebările care sunt adresate sunt întrebări foarte bune, indiferent cine le finanțează. Bine. Haideți să vedem. Dumneavoastră. Sunt prietenii dumneavoastră. Dumneavoastră. Sunt prietenii mei toți ziariștii care își fac treaba corect în această țară și eu mă bucur că îi avem și trebuie să avem grijă de ei și să le mulțumim că există. Doar salutăm acest lucru. Așadar, mergem la domnul Bătrâncea. Să vedem întrebarea pentru dumneavoastră. Dumneavoastră, din ce ați trăit în perioada 2015-2017, dacă cea mai mare parte din salariul de deputat ați donat-o pentru campaniile electorale ale PSRM?
Nu o să mai deschid parantezele, pentru că noi aici am văzut despre mai multe lucruri vis-a-vis de finanțarea Partidului Socialiștilor. Există investigația RISE, să înțeleg că este în judecată, Bahamas și banii care au venit de acolo. Am discutat despre aceste lucruri și la emisiuni, dar și la dezbaterile anterioare. Avem și niște filmulețe pe care le-am văzut din discuția domnului Dodon cu Plahotniuc. Cu domnul Plahotniuc, iertați-mă ca să... o doză de respect totuși, despre 700-800 de mii de dolari care vin lunar de la Moscova pentru partid. Tot așa, la o asemenea discuție, am văzut acea pungă neagră în care se presupune că ar fi bani, pentru că de acolo urma să se dea salariu pentru partid, da? Mă refer la domnul Furculiță, da? Bănuiesc că este Cornel, deși domnia sa a negat acest lucru. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră din ce ați trăit și să ne comentați totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, aceste imagini pe care le-am văzut vis-a-vis de finanțarea Partidului Socialiștilor și... Din ce am trăit sau din... Din ce ați trăit, ne spuneți foarte scurt, da? Și cum ați reacționat dumneavoastră când ați văzut acele imagini? Știați despre faptul că Plahotniuc, dacă este să credem, da, ceea ce am văzut, ar finanța Partidul Socialiștilor? Este adevărat? Nu? Vă rog să ne spuneți. Important că dumneavoastră credeți în propaganda lui Plahotniuc. Apropo, acea propagandă care a fost lansată imediat în acel moment, că noi am făcut coaliție cu blocul acum și l-am alungat pe Plahotniuc din țară. Dar, mă rog, folosiți propaganda lui. La sigur, nimeni nu știe ce a fost acolo și la sigur se vedea că sunt careva înscrieri, unde nu coincide sunetul cu video, dar important că dumneavoastră credeți. Și dacă asta este subiectul cercetării la această anticorupție, îmi pare rău. Și să-i de mine personal. Eu nu sunt politician de dreapta, eu n-am furat, eu ca cei de dreapta care au fost pile de mie, acum sunt galbeni, eu nu am participat în scheme și nu am luat niciun bănuț de la stat. Doi, eu trăiesc mult mai modest decât politicienii dreapta. Eu nu am conturi bancare. Am fost verificat, am fost păzit la, acasă la bloc, am fost întâmpinat, am fost filat de mai mulți ani. Și necătând că s-a depus un efort considerabil, nu am găsit absolut nimic. Nu am conturi bancare, nu am proprietăți, nu am afaceri. Cu părere de rău, nu am nici automobil. Dar, în fine, trăiesc mult mai modest și sper că mai mulți deputați de dreapta vor trăi la fel. Că pot să vă zic că sunt deputați care abia au pășit pragul parlamentului și trăiesc mult mai luxos decât eu. Dar duc o viață modestă și sugerez că exemplul meu să-l preie și politicienii de dreapta, care sunt deprinși cu afaceri, cu scheme, cu privatizări, cu furturi, care au dilapidat bănci și care au bătut joc de acest stat. Domnule Bătrâncea, vă mulțumesc. Mai aveți încă de răspuns la o întrebare din partea Promolex și vă rog să vă păstrați timpul. Mergem la domnul Grosu. Întrebare anticorupție. Maia Sandu, de pe poziția sa de demnitate publică, a luat în ultimul timp mai multe decizii calificate de unii analiști și de oponenții săi drept acțiuni cu scop electoral în favoarea PAS. Inițiative în favoarea diasporei, de exemplu. Acesta, în limbajul celor care monitorizează alegerile, se încadrează în utilizarea resurselor administrative în favoarea unui concurent electoral. Deci, cu alte cuvinte, este că se procedează așa cum s-a procedat anterior, deci cum procedau colegii. Cum comentați aceste critici? Un minut. Nu sunt de acord cu afirmația că doamna președintă folosește resursa administrativă. Faptul că președintele, adevăratul președinte, care este al tuturor cetățenilor, pledează pentru ca cetățenilor, unde s-ar afla ei, să aibă dreptul pentru a-și exercita dreptul, este o obligativitate, este obligația președintelui, pentru că el, președintele este garantul că toți cetățenii pot să-și exercite dreptul. Nu o să vedeți nicăieri în spațiu public un îndemn în favoarea partidului PAS, pentru că nu este corectă, respectă legea și așa va fi în continuare. Va fi un președinte al tuturor cetățenilor și de fiecare dată atunci când o instituție sau alta va obstrucționa, așa cum s-a încercat și cu secțiile, numărul de secții de votare din străinătate, da, dumneei va avea o poziție așa cum este firesc și poziția trebuie să fie în favoarea cetățenilor și nu altcuiva.
Legea interzice folosirea imaginii președintelui Republicii Moldova în campania electorală. Poți interzine aici. Pe larg, larg folosiți această imagine în ziare, în foi volante. Ceea ce este încălcarea legii. Este clar ce ați spus. Noastră aveți numai 37 de secunde. 30. Spuneți colegului dumneavoastră, Dodon, că el atât de mult, și dumneavoastră în această emisiune, atât de mult ați folosit numele doamnei președinte, că ar trebui să faceți un autodenunț la CEC, prin faptul că folosiți numele, numele președintelui denigra o instituție, o persoană care, legea, atunci care vă temeți pe bune. Voastre s-a încheiat, vă rog foarte mult să respectăm condițiile. Dar să-mi calcă lege. Dumneavoastră, domnule Bătrâncea, nu aveți timp să mai răspundeți la ultima întrebare a Promolex și e păcat. Vă rog să vă păstrați timpul. Întrebarea pentru domnul Ulanov. Domnule Bătrâncea. Haideți să auzim întrebarea. De unde știți? Sunt sigur. Președinta Comisiei l-a îndrumat, Inga Grigoriu, spunea într-o conferință de presă că dumneavoastră ați confirmat faptul că firma Chester NZ Limited ar fi controlată de Ilan Șor. Această companie offshore este foarte activă în operațiunea l-a îndrumat, dar și în frauda bancară. Constatările Comisiei arată că prin această companie s-au extras cash milioane de dolari. Membrii ai Comisiei l-au îndrumat, cred că în 2015, deputați care și-au părăsit fracțiunile și i-au asigurat lui Plahotniuc majoritatea în Parlament, ar fi fost cumpărați cu bani din l-au îndrumat. Dumneavoastră, ce cunoașteți despre asta? Întreabă colegii de la Anticorupție. Все, что об этом нужно знать, не в этой телевизионной передаче, а правоохранительным органам для того, чтобы сказать правду. Что касается этой компании, то она появилась первый раз в общественном поле зрения в так называемом рапорте Кролла, документе, который был заказан Национальным банком с попыткой отвести все акценты от себя по поводу того миллиарда, о котором я сегодня говорил, документы по которому дал. Что касается работы комиссии по ландромату, работа продолжается. Ничего не могу сказать по поводу этой компании. Это вопросы документальные, вопросы, которые должны быть доказаны в порядке уголовного производства. Есть фирма Chester NZ Limited, контролята де Илан Шор, сауну? Спросите об этом Илана Шора. Да. Dumneavoastră sunteți pe listele unui partid, a cărui locomotivă este Илан Шор, care poartă denumirea lui Шор, și tot ceea ce a făcut el sau este suspectat că a făcut, se răsfrânge asupra dumneavoastră și asupra fiecăruia dintre membrii sau candidații acestui partid. De asta vă întreb pe dumneavoastră. Sunt convinsă că l-ați sunat, că ați vorbit cu el, că știți, sunteți avocat. Почему вы вырываете из контекста название какой-то фирмы и начинается навешивание ярлыков? Просто посмотрите, как сегодня проходит сегодняшняя передача в отношении вопросов ко мне. Уберите ярлыки, связанные с миллиардом, какие-то общественные мнения, медийная юстиция. Можно я закончу до конца? Да? Уберите. Да. Уберите. Я вам говорю образно. Уберите эти ярлыки, и вы ничего плохого не можете сказать ни про партию, ни про отдельно взятых представителей. Потому что все, что происходит вокруг этого миллиарда, это попытка отвлечь внимание от реальных виновников, от того, что реально произошло Уланов, в 2014-2015 году. Миллиард озарочит Республика Молдова. Și fiecare om este indignat că de atâția ani nu se știe cine a furat acești bani, nu se știe. Nu avem o decizie. Попросите генеральную прокуратуру рассказать об этом правду, как происходило выделение денег, когда там не было ни Шора, ни менеджмента, ни акционеров, как они напечатали эти деньги, выдали их банкам, отстранили руководство, забрали банки, не дали возможности эти государственные кредиты вернуть и повесили это все на Илана Шора, как на председателя совета, который был в тот момент в банке. О чем вы говорите, Лорен? Încă o întrebare tot de la colegii de la anticorupție, care de fapt este legată de întrebarea anterioară. Deputați din cadrul Comisiei la Undromat au spus public că există indicii potrivit cărora bani proveniți din schema la Undromat ar fi fost folosiți de partidul Șor în campania electorală din 2015. Это абсолютная инсинуация. Никакого отношения Илан Шор или люди из его окружения не имеют к Ландромату. Никаких доказательств. Не то, что не может быть, их просто не существует, потому что Илан Шор никакого отношения к теме ландромата не имеет. Я вам это говорю ответственно, как член комиссии по расследованию ландромата.
Почитайте внимательно рапорт, уважаемые авторы этого вопроса, и вам многое станет понятно. Да, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Haideți să trecem la întrebările de la Promolex, pentru că candidații au rămas cu timp puțin și n-aș vrea să riscăm să nu avem răspunsuri. Întrebarea pentru domnul Ulanov, vă rog foarte mult. Domnule Panfil, vă ascultăm. Da. Domnule Ulanov, puțin context la această întrebare. Deci, în raportul numărul 2 de monitorizare a misiunii de observare, noi am vorbit și despre unele observații privind constituționalitatea articolului 51 alineat 4 din codul electoral. Deci, conform acestui articol, pe durata perioadei campaniei electorale, candidații nu pot fi concediați ori transferați la o altă muncă sau funcție fără acordul lor, precum și nu pot fi trași la răspundere penală, arestați, reținuți sau supuși unor sancțiuni administrative fără consimțământul organului electoral. Totodată, în raport am atras atenție că în anul 1999, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională o prevedere din codul electoral, similară cu cea actuală, de la 51, paragraful 4, cum am menționat. Da. Ulterior, în 2005, prevederea respectivă totuși a revenit în codul electoral și o avem astăzi sub numărul 51, paragraful 4. Deci întrebarea sună în felul următor. Dumneavoastră, fiind jurist, cum credeți? În prezent, autoritățile Republicii Moldova trebuie să se conducă de hotărârea Curții Constituționale sau totul de prevederile actuale ale articolului 51.4? Sper să răspundeți la această întrebare, pentru că atât pe dumneavoastră, partidul dumneavoastră vizează cumva acest aspect, dar sunt și alți concurenți electorali care sunt în situații cumva certați cu legea și există aici această dilemă, totuși ce trebuie sau care prevedere trebuie aplicată. Да, я в качестве юриста, вы хотите, чтобы я ответил? Я вам отвечу так, что я не привык давать экспресс-юридические консультации, тем более по таким серьезным вопросам, без того, чтобы это изучить. Это раз. Два. Партия ШОР никогда не пряталась за эти иммунитеты, в том числе предоставленные на уровне избирательного кодекса. Мы об этом говорили много раз. И напомню, что первый законопроект, который партия ШОР подала в летом 2019 года, был проект об отмене депутатского иммунитета. Не происходило бы дальше все то, что происходило. И никто за них не прячется, они нам не нужны. Domnule Panfil? Am înțeles răspunsul, mulțumesc. Da, vă rog, întrebarea pentru domnul Grosu. Da, și pentru domnul Grosu puțin context la întrebare mai întâi. Deci, domnule Grosu, în fiecare an la 20 iunie este marcată Ziua Mondială a Refugiaților. Conform unor estimări, din 92 încoace, în Republica Moldova, intern am avut circa 130.000 de persoane care s-au strămutat din raioanele de est urmarea războiului de pe Nistru. Într-un interviu acordat portalului Zona de Securitate, domnul Nantoi, deputat PAS, membru al Comisiei Parlamentare pentru Securitate, publică declara că în actualul Parlament este imposibil de abordat problema atât a soluționării conflictului pe ansamblu, cât și protecției drepturilor cetățenilor Republicii Moldova în stânga Nistru, inclusiv a celor care devin intern strămutați. Deci întrebarea sună în felul următor. Ce va face PAS în următorul Parlament pentru a soluționa problemele persoanelor intern strămutate? De ce programul PAS nu conține propuneri concrete pentru a asigura un cadru legal care ar proteja persoanele intern strămutate? Eu mulțumesc pentru întrebare. Nu mi-am amintit contextul în care colegul meu a venit cu o asemenea judecată. Este o problemă, într-adevăr, problema persoanelor intern strămutate. Această problemă nu sunt soluții magice. Soluționarea problemei lor a fost abordată diferit și cu oferirea spațiului locativ, terenuri și așa mai departe, dar cred eu că cea mai indicată și durabilă soluție ea ține de soluționarea diferendului transnistrean, care, după mine, este mai mult unul artificial. Noi nu avem un conflict înghețat de ăsta interetnic, religios, deci va trebui să muncim mult pentru a apropia malurile și a crea condiții pentru cetățenii noștri de pe ambele maluri. Da, vă mulțumesc. Întrebarea pentru domnul Bătrâncea. Da. Domnule Bătrâncea, întrebarea dumneavoastră sună în felul următor. Deci la 8 iunie, domnul Igor Dodon oferea un interviu pentru un portal de știri în care a afirmat următoarele. Eu nu cred în sondaje, dar vreau să vă dezvălui un secret. Noi le comandăm săptămânal. Și nu la o singură companie le comandăm, dar la două diferite. Deci, întrebarea este următoarea. De ce nu sunt reflectate cheltuielile pentru realizarea sondajelor de opinie în rapoartele financiare ale blocului depuse la Comisia Electorală Centrală? Partidul Socialiștilor se documentează din mai multe rezultate a caselor de sondaje. Ele sunt suficiente în Republica Moldova și le comparăm ca să înțelegem tendința. Da, vreau să precizez totuși că domnul Dodon a declarat noi le comandăm.
Deci, înțeleg că sunt prestate niște servicii, respectiv ar trebui achitate aceste servicii. Dacă este așa, vor fi reflectate în raport financiar. Vă mulțumesc pentru răspuns. Da, vă mulțumesc și eu, domnule Panfil. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare și pentru întrebările pe care le-ați adresat astăzi. Mă întorc pentru că mai sunt câteva secunde la fiecare dintre candidați și eu mai am întrebări. Reușim ca să ne încadrăm cu răspunsuri în câteva secunde sau preferați să folosiți acest timp pentru minutul de final? Dar totuși, la domnul Bătrâncea am niște, nu știu, nesiguranța mea este că nu se va încadra în 19 secunde și din acest motiv... Nu știu dacă insist în cadrul dumnealui. În cazul dumnealui, dar în ceea ce privește ceilalți candidați, totuși aș vrea să mai adresez o întrebare din partea colegilor de la Anticorupție pentru domnul Ulanov, care are 34 de secunde. Sunteți printre deputații care susțin audierea lui Platon în Comisia Parlamentară privind laundromatul. Anumiți analiști și chiar deputații spun că astfel se acordă, de fapt, susținere lui Platon, întrucât procuratura a răspuns că el este învinuit în dosarul laundromat. Acum, care este poziția dumneavoastră vis-a-vis de acest lucru și care este relația dintre liderul dumneavoastră de partid și Platon? На юридической факультете меня учили одному древнеримскому правилу. Аудиатор – это altera pars. Пусть будет выслушана и другая сторона. Поэтому невозможно делать юстицию, в том числе юстицию, в кавычках юстицию, в хорошем смысле слова в кавычках, на уровне парламентской комиссии, без того, чтобы были выслушаны все лица, в отношении которых комиссия имеет определенные вопросы. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы были заслушаны не только господин Платон, но и господин Шор, и все остальные лица, которые указаны в этом рапорте. Da, eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Ulanov, pentru răspunsuri. Dumneavoastră, practic, v-ați încheiat timpul. Domnule Grosu, aveți 36 de secunde. Eu totuși aș merge cu o întrebare. Liderii PAS, dacă o exceptăm pe Maia Sandu, care ar trebui să se distanțeze de partidul pe care l-a condus, practic nu se regăsesc în sondaje. Asta spun colegii de la Anticorupție. Mai mulți analiști au remarcat că și lista PAS este oarecum sub niște așteptări, întrucât în ea ar fi trebuit, sau această listă ar fi trebuit să fie una națională, iar în ea să existe nume grele, oameni curajoși. Întrebarea este, cu cine veți pune în practică agenda anticorupție destul de ambițioasă a președintelui Maia Sandu? Răspunsul este foarte simplu. Noi o punem în practică cu echipa PAS, o echipă, scuzați-mă, dar eu de lipsa de modestie, o echipă curajoasă, care atunci când unii nu se afișau în public și luptau cu regimul lui Plahotniuc, noi alături de alți colegi am fost în public, în stradă, am protestat și am adus și noi contribuția noastră substanțială la acea victorie. Oamenii curajoși sunt, ei au demonstrat de-a lungul timpului profesionalism și credeți-mă, noi avem suficientă și putere și voință pentru a duce la implementare agenda noastră anticorupție. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și dumneavoastră. Timpul a expirat. Domnule Bătrâncea, 19 secunde, le lăsăm pentru final sau da? Sau vă adresez? Reușiți să răspundeți în 19 secunde? Nu. Bine. Domnul Bătrâncea nu are glas deja. Da, în acest caz vă rog foarte mult să folosiți minutul de final, domnule Bătrâncea, vă rog. Da, mulțumesc, stimați alegătorii, astăzi urmează să faceți o alegere foarte importantă. Sistemul la o revanșă a dreptei, a Pelidimeului, acei care au dat foc clădirii Parlamentului, președinției și au promis oamenilor o viață mai bună, salarii, pensii de sute și mii de euro. În realitate, dânșii au furat o bancă de stat. Au ajuns și la portul maritim. Dânșii au fraudat, practic, și alegerile locale și alegerile parlamentare din 2014 și 2015. Domnilor au promis justiție și, în realitate, pur și simplu, au făcut tot posibilul ca în Republica Moldova justiția nu va fi. Să nu fie. De aceea noi am creat acest bloc electoral al comuniștilor și socialiștilor, să fie un stat puternic care să facă ordine în toate domeniile din țară, inclusiv și în justiție, așa cum era până în 2009, atunci când bandiții erau la pușcărie. Doi, trebuie să renaștem economia națională, acele întreprinderi care au fost distruse și privatizate de dreapta de Pelidimea. Trei, noi vom proteja fiecare sat, fiecare primărie, fiecare punct medical și fiecare școală. De aceea că considerăm că abordarea
finanțării școlilor per cap de elev, la sigur nu este europeană și la sigur ne duce la dispariția satelor noastre. Această echipă a demonstrat că poate dezvolta Republica Moldova și oamenii au trăit cel mai bine în perioada până în 2009. Această echipă s-a consolidat că statul Republica Moldova să aibă un viitor și să oferim posibilitatea și celor din diaspora să găsească un loc de muncă acasă și să aibă niște condiții decente aici acasă în Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Grosu. Oameni buni, împreună cu dumneavoastră, în noiembrie anul trecut, am obținut o victorie extraordinară. A fost în primul rând meritul dumneavoastră, pentru că ați crezut că este posibilă schimbarea. Am învins într-o luptă inegală în fața adversarului care avea și resurse administrative, și bani, și de toate, și televiziuni, holdinguri și campanii murdare de intimidare. Acum suntem la încă o încercare. Încercarea cea mai importantă, de a curăța Parlamentul de hoți. Numai după acest pas vom putea aduce o justiție corectă, crea locuri de muncă, crea condiții pentru diaspora să se întoarcă acasă, a avea grijă de bătrânii noștri care primesc o pensie mizeră pentru că hoții s-au oproșit în întreprinderile de stat, patronează schemele de corupție în continuare și așa mai departe. Să aducem bani în comunitățile noastre pentru condiții mai bune, servicii și o bună reputație internațională pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Unanov! Спасибо. Уважаемые граждане нашей страны, политика не накормит вас, не накормит ваших детей, не обогреет. Мы призываем вас думать разумом, думать о себе прежде всего. Партия ШОР – это партия людей с нормальным, здоровым патриотизмом. Патриотизмом, который не разделяет на своих или чужих, плохих или хороших. Патриотизм, который должен объединять. Республика Молдова – прекрасная страна. И мы имеем все шансы для того, чтобы эту страну поднять. Мы призываем голосовать за партию ШОР, не вестись на лозунги, которые разрушают и не объединяют, и ничего хорошего не дают. Невозможно верить партиям, которые обещают что-то немыслимое, невообразимое или космическое. Я говорю простыми вещами, потому что они должны быть понятны. Можно сделать хорошее дело только тогда, когда для этого есть политическая воля, разум и умение это делать. Партия ШОР на примере своих населенных пунктов, которые есть наши примары, показала, что это возможно. Возможно управлять, не имея административного ресурса. Мы идем во власть, чтобы работать. Спасибо. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ulanov. Așadar, s-a încheiat o nouă rundă de dezbateri. Este prima apariție a candidaților în această campanie electorală. Mai avem încă o rundă, așa că discuțiile noastre vor continua în cea de-a doua rundă. Sigur, veți veni într-o altă ordine, pentru că atunci va fi tragere la sorți, să vedem fiecare cu cine va trebui să vină. De fapt, tragerea la sorți s-a făcut, ați fost informați prin invitații. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să veniți la dezbaterile noastre. Vreau să mulțumesc de asemenea celor de acasă că ne-au urmărit în această seară și să vă spun că ne vedem mâine seară începând de la ora 21 cu alți candidați înscriși în cursă. Vreau să mulțumesc partenerilor noștri care au adresat întrebări în această seară și aici este vorba despre Newsmaker, Europa Liberă, Promolex și anticorupție.md. De asemenea, mulțumim pentru sprijin colegilor de la Infoprim și Privesc Eu. Ne vedem mâine seară. O seară liniștită vă doresc!